Discutăm în continuare cu expertul în energetică, Otilia Nuțu, care este în legătură directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc că ați acceptat! În luna martie, așa cum știți, Parlamentul de la Chișinău a ratificat acordul privind proiectul interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, faza a doua. Iată că vedem, primii pași sunt deja făcuți, așa încât în 2025 să înceapă lucrările de construcție propriu-zise a liniei de înaltă tensiune. Vreau să vă întreb ce avantaje va genera mai exact această interconexiune dintre țările noastre. Cu cât există mai multă interconectivitate, cu atât securitatea energetică este mai bună. Însă această linie va fi abia a treia și deocamdată nu văd componenta de pe teritoriul României să fie în vreun plan de dezvoltare. S-ar putea să apară în planul de dezvoltare pe 10 ani care se va pregăti anul viitor. Deci, deocamdată, pentru Suceava-Bălți s-a lansat deja licitația și știm că se va încheia procesul de licitație la începutul lui iunie, iar construcția va dura circa 4 ani și jumătate. Pentru Strășeni, Gutinaș probabil ar fi pe partea românească, deocamdată nu există un proiect sau o finanțare. Și din cauza aceasta, deocamdată nu știm cât de rapid se va mișca partea românească pentru această a treia linie de interconexiune. Sper însă ca lucrurile să urmeze odată ce Moldova inițiază acest proiect și a obținut deja și finanțare pentru el. Adică noi, în general, avem o inerție ceva mai mare, însă este foarte important că Moldova are ambiție foarte puternică pentru a crește interconectivitatea. În ultimii ani ne-am confruntat cu mai multe crize în domeniul energeticii și vreau să vă întreb cât de important este acest proiect pentru consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova. În primul rând, în acest moment, cel mai mare risc pentru securitatea energetică a Republicii Moldova este faptul că toate liniile de curent electric care aduc energie din România trec pe la centrala de la Cuciurgan. Iar această problemă se va rezolva în mare parte prin linia Vulcănești-Chișinău și prin Suceava-Bălți, însă lucrurile vor fi și mai sigure în momentul în care ar exista și această a treia interconexiune. Deci lucrurile se îmbunătățesc gradual. Pe de altă parte, este foarte important, inclusiv, deci noi ne uităm un pic la dezvoltarea sectorului energetic pe următorii câțiva ani și ne așteptăm ca și în Republica Moldova să apară producători de energie regenerabilă. Deci este foarte important inclusiv pentru acești producători să poată să exporte către România în momentul în care vor exista perioade cu excedent de producție. Deci cu cât există această interconectivitate într-o măsură mai mare, cu atât Republica Moldova va fi mai bine legată de piața europeană de energie. Și aici este iarăși foarte important faptul că Republica Moldova ar urma să facă parte integral din piața comună de energie în 2029, chiar înainte de aderarea la Uniunea Europeană, sperând că ea se va întâmpla în 2030. Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție. Trebuie să mai adaug aici că centrala electrică de la Cuciurgan rămâne și în luna mai principalul furnizor de energie electrică pentru populația de pe malul drept al Nistrului. Potrivit Energocom, cantitatea totală necesară pentru asigurarea consumului pentru luna mai constituie peste 320.000 de megawați, dintre care 270.000 vor fi cumpărați de Energocom de la Amgres. Restul volumului de energie electrică va fi asigurat de către producătorii locali din surse regenerabile și de centrale electrice cu termoficare urbane. Consumul în orele de vârf va fi acoperit din achiziții de pe bursa OPECOM.